Salutare de aici, din Carei, de la Parcul Somoș. De data asta o să fac o filmare aici, dacă tot m-am găsit cu niște treburi prin satul, prin Carei. Ia uitați ce frumoasă și ciudată culoare au acești arbuști. Aici este ca un fel de cerculeț, iarba e tunsă foarte frumos, tip gazon. Și aici vă puteți plimba pe aceste grătare de lemn, puteți să mergeți. Eu o să încerc să fac acest lucru, deja m-am urcat. Da, după cum se vede. Hai să filmăm puțin să vedem despre ce este vorba. Foarte multe aparate aici pentru sport, pentru cei care vor să se antreneze. Ia uitați cât des îmi place iarba cum e tunsă și deasă, se vede că e udată, irigată așa cum trebuie. Tot felul de aparate. Doar să aveți poftă de făcut sport și să vă placă acest lucru. În rest, aveți cam tot ce trebuie. Iar acolo, în partea aia pentru copii, sunt și foarte multe băncuțe cu mese unde puteți să vă relaxați. Hai să filmez puțin. Ia uitați în zona respectivă. Hai să mergem puțin și în partea asta. O să fie un vlog foarte scurt, pentru că nu am fost pregătit pentru acest vlog, dar dacă tot am ajuns aici și am văzut acest părculeț, nu știam despre existența lui, am zis hai să filmez puțin, să vă arăt și vouă, oameni buni. Ia ce frumos, mestece în puși, în linie. Îmi plac foarte mult pentru că de culoare albă. Aici este o tiroliană, cred că pentru copii. Nu scrie câte kilograme poate să aibă, dar cred că duce și pentru oameni maturi, adulți. Uite cât de frumos e făcut. Și acești frasini sau ce naiba să ăștia. Cred că frasinii. Nu știu. Lucruri care nu se pot face în acest parc, deci nu rupeți flori, nu vă cățărați în copaci sau să tundeți, cumva să vă apucați să tundeți, nu călcați pe iarbă, să desenați pe copaci anumite chestii sau să aruncați mizeria pe jos. Nu, pe iarbă poți să calci, da, să observă. Cam peste tot avem coșuri de gunoi, așa că e păcat să aruncăm mizeria pe jos. Hai să vedem despre ce tiroliană este vorba aici. Da, este una destul de solidă, zic eu, cu un cablu destul de gros. Hai să vedem. Iubita mea o să facă o tură cu tiroliana. Ce spuneți? Frumos parcul, nu am nimic de spus rău despre acest parc. Așa că dacă vizitați Careiul, vă recomand și acest parc să-l vizitați. Somoș se numește. Iar pe aici, prin Carei, am dat doar de oameni faini, oameni cum se cade. Așa că
recomand să vizitați căreiul. Să vedem ce avem aici, că aici avem și un lac mai mic, cred că sunt pești. Și este o balustradă frumoasă pe care poți să mergi. Ia uitați ce frumos este. Încă o dată aici, deci nu ai voie să te bagi în apă, să noți, să pescuiești, să sari, să faci anumite chestii pe apă, să arunci mizerie în apă sau să bei apă din lac. Deci nu se poate face așa ceva și cred că nici nu e indicat, pentru că apa nu e de băut, e apă mai murdară. Dar acești arbuști îmi plac foarte mult. Și am ajuns și aici la acest lac unde sunt pești. Văd că balustrada e una nouă făcută, din câte observ eu, lemnul încă nu s-a învechit sau e făcut cu lac. Hai să facem o tură frumoasă aici așa. A lacului este foarte multă verdeață din aia de broaște. Dar vă dați seama că pești sunt. Ia uitați ce frumos este. Hai să continuăm puțin pe balustradă, că e foarte frumos să te privești deasupra acestei ape verzi, foarte verde apă. Și trestie avem aici, uitați, se aude niște brotaci. Hai să vedem, observăm cumva. Cred că s-a speriat. Ce fluture frumos! Da! Cam acesta este parcul Somoș de aici din Carei. Așa cum am spus, o să fie un vlog destul de scurt. Vă salut pe toți, oameni buni! Și vă aștept cu un subscribe, like și vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care mă susțineți. O zi faină și aveți grijă de voi!